succes. Păi și eu aveam campionat. Felicitări. Membrii Partidului Mișcarea Populară, filiala Năvodare, au marcat sâmbătă un eveniment important, inaugurarea sediului. Cel care a luat cuvântul primul a fost vicepreședintele formațiunii politice din județul Constanța, Daniel Turcu, care i-a avertizat pe cei prezenți că rezultatele bune se pot cunoaște doar prin muncă. Am vrut să am satisfacția să vă anunț oficial că de astăzi Năvodare are partid de dreapta. Și dacă tot vorbim de partid de dreapta, haideți să vă spun că nu suntem un nou partid, suntem un alt fel de partid. Pot să vă și explic de ce suntem un alt fel de partid. Pentru că conducerea partidului este compusă din oameni normali. Oameni normali spun, adică oameni cu joburi, oameni cu o carieră obținută prin muncă, oameni cu rezultate obținute prin muncă. Așa se întâmplă și în partid. Totul se obține pe muncă, nu altfel. De la eveniment nu a lipsit președintele partidului la nivel județean, Claudiu Iorga Palas, care a apreciat numărul mare de tineri pe care îl are filiala. Din cei 250 de membri ai filialei din Năvodar, peste 50% sunt tineri. Misiunea noastră este să ascultăm întâi oamenii, să vedem ce au ei nevoie, ca să știm cu ce să-i ajutăm. Noi nu plecăm la drum cu promisiuni, ci cu fapte. Deci întâi se înțeleg că va urma o campanie care veți sta de vorbă cu oamenii din Năvodari? Exact, vom ieși pe stradă, vom lua legătura cu oamenii, vom vorbi cu ei, nu va fi ca la celelalte partide. Vom avea ședințe săptămânale cu membrii din birou, iar cu ceilalți membri ne vom aduna în fiecare seară. Se vor propune activități, chiar avem pentru luna decembrie două activități surpriză, o să le vedeți, chiar o să vă invităm alături de noi. Am oprit execuția și construirea depozitului de deșeuri chimice din Năvodari, cu toate că presiunile și interesele din Constanța sau celor care, culmea, se dădeau că sunt prieteni cu dumneavoastră, au fost de a se construi acest depozit. Am făcut totul ce mi-a stat în putință, lucru care a fost recunoscut inclusiv de primarul în funcție, de către domnul Matei, iar Navra Flaminia, dacă la ora aceasta aveți depozit chimic aici, aceste deșeuri poate ar fi fost neutralizate la dumneavoastră în oraș și nu cred că ar fi fost de bun augur să știți că aveți un focar de infecție în localitatea dumneavoastră. Cel care a fondat filiala din Năvodar susține că Mișcarea Populară va deveni un partid puternic, chiar dacă momentan este abia la început. Un partid tânăr, dar nu înseamnă că va fi un partid slab. Este o alternativă la ce se petrece în România în momentul ăsta, când lumea de 23 de ani s-a obișnuit cu niște partide care își uită interesele pentru ce au fost trimise, inclusiv în consiliile locale sau în parlament sau așa mai departe, care merg și își satisfac niște interese proprii, nu mai luptă pentru cetățean. Conducerea Partidului Mișcarea Populară propune locuitorilor din județul Constanța alternative la alegeri.